prins-o în casă. A prins-o în casă. Și televizorul. Noi nu avem nevoie de toate. Ca să vedem mai bine. Dar noi, așa, în felul acesta, nu o să consumăm energia globală. Tu ai auzit cum putem salva energia? Cum? De exemplu, putem schimba becurile inutile ca becurile din casă, care nu ne trebuie, sau ca și becurile de afară, dacă este zi. Noi putem stinge și televizorul în momentele în care nu ne uităm la el, dar și să profităm de puțină lumină atunci când avem.